Bună ziua, stimați cetățeni, reprezentanți mass media, bună ziua, stimați colegi, indiferent de culoarea voastră politică. Vreau în primul rând să o sun pe Diana Roșca, pentru că, într-adevăr, problema câinilor în Chișinău este o problemă acută și de foarte multă vreme și permanent s-au perindat fel de fel de Ruslan Verbischi, Ruslan Dali și permanent această problemă au rămas nerezolvată. Problema este foarte acută. Cineva la început săptămânii ne spunea că mers prin țară și sgrochi, glod, fără lumină. Cine a fost să vadă unde s-a apă acest azil sau necropola municipală Chișinău? Ai impresia că te duci ca Iisus Hristos la Golgota. Ca Iisus Hristos la Golgota. Rechi, glod și fără luminat. Grigore, eu am stimă față de tine și tu știi. Hai, ascultă-mă. De ani buni problema asta, cu regret, se agravează. Și rămâne nerezolvată. Cine ar trebui să rezolve problema asta? Șeful întreprinderii municipale, Ruslan Daria, care ar trebui să gestioneze această situație. Dar el ce face, domnul Daria? În loc să rezolve problema, îmblă țapă în debat pe la Iedneț. Îmblă în stare de ebrietate la volan. Prins de poliție și făcut dosar penal. Pentru că nu poți să-ți permiți să îmbli servit la volan. Asta este o încălcare gravă, în loc să te ocupi cu problemele care sunt pus în sarjină, el se ocupă cu altceva. De câte ori am fost în vizită la această necropolă, niciodată domnul Dare n-a fost la locul de muncă. Dar niciodată! În luna august, acum găsesc, sau septembrie. Până la lege, da. Bugetul de 18,5 milioane este un buget exorbitant. Pentru că acolo, când am fost ultima oară și am verificat, mi s-a spus că 380-420 de câini. Fix cât acolo, nici nu mi-a spus. Bugetul de 11,5 milioane. Ai impresia că acești câini sunt hrăniți de Darie cu icri negri. Cu icri negri sunt hrăniți câinii ăștia. Pentru că la băți, 600 de câini au un buget de 5 milioane de lei. În jumătate. Uitați-vă. 600 de câini, 5 milioane, 400 de câini, 11 milioane de jumătate. Unde sunt banii, Ruslan? Ruslan, unde sunt banii? Pentru că este o problemă gravă care trebuie rezolvată, dar nu agravată. Și nu pinde la pedări de bani pe schinarea câinilor. Și eu vorbesc serios. Și încă ceva. Dacă există organizații neguvernamentale, cetățenii, care încearcă să ajute, de a rezolva problema asta. Ei își fac treaba fără sprijinul primăriei. Și o vedem cu foarte multe ieșiri, foarte multe soluții de rezolvare acestei probleme. Între timp, condițiile și întreținerea câinilor la necropolă sunt mizerabile, iar oamenii se tem să meargă prin cartiere din cauza haitelor de câini. Unde nu este lumină, nu este iluminat, vă spun eu, în Chișinău nu este iluminat. Eu fiind, fac parte din Comisia Locativ Comunală, Valea Crucii, porțile orașului, nu avem canalizație. Secolul 21, nu avem canalizație. Nu. Dar ghirlandii, bani găsim. Pentru concerte, bani găsim. Pentru copii, nu avem. Pentru asistenți personal, nu avem. Pentru compensații de 60% promis în 2019 de domnul primar, unde-s? Tot nos? Să fiu înțeles corect. Siguranța cetățenilor, precum și cea animalelor, trebuie în primul rând o prioritate pusă. Stimați orășeni,
Și orașul și tot acest oraș merită ceva mai bun. Unde copiii pot merge la școală fără frică. De fi mușcați, în primul rând, să nu umbli prin glod și căli de acces să fie amenajate. Nu o foaie, dar într-adevăr. Ne-am săturat de tapitcă pusă, scoasă bună, pusă nouă. Vreau și-l cerem pe domnul Ruslan Dalea să vii cu un raport și să vedem cum el irosește în dodii banii publici. Vă mulțumesc! Eu vă fac o propunere, să vă duci placatele astea la Călăraș, la Feliș, la ora 3-4, când Ruslan Daria pe Mărigi oameni pentru man. Și să vă duceți să... Vă rog mult, dați să ne respectăm. Cine e? Doamna Irina...